Natalia s-a privit în oglindă și s-a gândit că arăta groaznic la cei 18 ani ai săi. Era grasă, iar această grăsime nu o făcea să arate deloc bine. Întreaga ei față era presărată cu coșuri mici, iar când a încercat să facă ceva în privința lor, a văzut că după diferite proceduri acestea deveneau și mai mari. Mamă, dar de ce ești atât de frumoasă, iar eu sunt atât de urâtă? Cu cine seamăn eu cu o asemenea față și siluetă? Fică, nu o să mă crezi, și eu am fost la fel, apoi, când am împlinit 19 ani și m-am căsătorit cu tatăl tău, a dispărut totul. Mă amintesc și acum momentul în care m-a cerut în căsătorie. Am crezut că visez. Și el a glumit atunci și a spus că m-am transformat dintr-o broască într-o prințesă frumoasă. Deci s-a îndrăgostit de mine atât așa urâtă cum eram, pentru că la început i-a plăcut să vorbească cu mine, iar apoi și-a dat seama că s-a îndrăgostit. De mine nu se îndrăgostește nimeni. Dar de ce spui asta? Eu cred că ar trebui să încep să ieși cu Igor. A sosit ieri din Anglia, unde părinții lui l-au trimis la studii. Ei bine, familia lor vrea să se înrudească cu noi, așa că vrem să vă căsători. Ți-l amintești pe Igor, v-ați jucat împreună când erați copii. Mă amintesc foarte bine, mă insulta mereu, pentru că era mai mare, nu-l suport. Apropo, mamă, parcă am trăit în epoca feudală. De ce crezi că mă voi căsători cu acest igor? Nu vreau. Înțeleg, dar nu uita că tatăl tău și tatăl lui Igor au fost prieteni din copilărie, iar acum au decis să fie rude. În plus, el are probleme cu afacerile, iar tatăl tău îl ajută. Așa că fiica mea cred că este o potrivire perfectă și ar fi bine să accepti, mai ales dacă nu vrei să te cerți cu tatăl tău. Da, de fapt, este inutil. Mamă, nu e bine. Credeam că am dreptul să-mi aleg singură soțul, așa cum ai făcut și tu. Greșești, nici eu nu am avut de ales. Bunicul tău l-a ajutat mult pe tatăl lui Vladimir, apoi s-au împrietenit și au hotărât să se căsătorească. Eu și Vladimir nu am vrut asta. Ți-am spus deja că nu ne puteam suporta unul pe celălalt. Și apoi eram foarte urâtă. Ne-au obligat să ne întâlnim și ca să le facem pe plac. Am început să mă întâlnesc cu el în fiecare seară, iar apoi, treptat, ne-am îndrăgostit unul de altul. Mamă, dar tata este un bărbat frumos, bun și minunat. Iar Igor acela e un mare prost și nu-l suport. Astea sunt doar amintirile tale din copilărie. Acum e bărbat, foarte frumos. Apropo, l-am văzut ieri, cred că o să ți placă. Duminică ne-au invitat la ei acasă, mama lui Igor, Ludmila, de o petrecere de ziua lui, așa că trebuie să fi pregătită. Ei locuiesc la țară, așa că vom merge sâmbătă să dormim la ei, iar asta ți va da timp să-l cunoști. E o nebunie, nu mă așteptam la așa ceva de la tatăl meu. O să vorbesc cu el oricum și o să văd dacă pot să-l fac să se răzgândească bineînțeles că o vei face, dar îți spun imediat că nu vei reuși. Dacă tatăl tău s-a hotărât, va fi greu să-l faci să se răzgândească. Mamă, dar el mă iubește, de ce vrea să sufăr? Nu e corect. Natalia, ți-am spus totul, așa că fi înțeleaptă și nu te certa acum, mai ales cu tatăl tău. Mama a ieșit din camera fiicei sale și s-a dus în bucătărie pentru a-i ordona bucătăresei să pregătească cină. Natalia a rămas singură, s-a așezat pe pat și s-a gândit. Mama spune că este foarte frumos, asta e bine, desigur, dar când se va uita la mine va fi îngrozit. Dar pentru mine e destul de bine, deși, ca să fiu sinceră, nici atunci nu era un adolescent palid și foarte slab, cu un temperament teribil. Nu-l puteam suporta pentru că mereu alerga la mama lui și se plângea de mine. Spunea că îl rănesc, Bineînțeles, eram deja grasă pe atunci și avea mai multă forță decât el, deși era cu cinci ani mai mare decât mine. Când mă insulta, îl dădeam repede înapoi, iar el începea să plângă. A trecut mult timp de atunci, dar vreau să văd cum arată acum. Natalia a decis să nu se grăbească și să nu vorbească cu tatăl ei, pentru că știa că, cel mai probabil, când o va vedea, va începe și el să se certe cu părinții ei și să le spună că nu se va căsători niciodată cu broasca aia grasă. Bineînțeles, un pic jignită, dar cred că în acest caz chiar mă voi bucura de asta. Igor Menșov a intrat în biroul tatălui său. Ca să vorbească, se grăbea, pentru că urma să meargă cu prietenii săi la club pentru a sărbători sosirea lui îl sunaseră deja și îi spuseseră că l-așteaptă. Tată, despre ce voiai să vorbești cu mine? Stai jos, fiule, și ascultă-mă foarte atent. Este o criză în compania mea și aproape am dat faliment. Mulțumită lui Vladimir Smirnov, m-a ajutat și îi sunt dator cu recunoștință. Apropo, are o fiică, Natalia, o fată foarte drăguță. Ai fost prieten cu ea în copilărie, nu ți amintiți? Mă amintesc de vaca aia grasă, mă enerva foarte mult pe atunci. Iată vrem să vă căsătoriți. Ce tată, despre ce vorbești? Nu vreau să mă căsătoresc cu ea, de ce aș face asta? Înțeleg că ți-a salvat afacerea, dar de ce mi-a ruina viața? Fiule, nu-ți dai seama că, dacă vei deveni ginerele lui, toate ușile ți se vor deschide, ne vom ridica din genunchi pentru mult timp, iar tu ești tânăr, ai nevoie de sprijin și Vladimir Smirnov l va oferi. Nu, tată, prefer să-mi croiesc singur drumul în viața asta, pentru că nu mă voi căsători cu gâina aia și nu mă aminti asta. Nici nu se pune problema, ți-am spus că te vei căsători cu ea, așa că te vei căsători și nu mă interesează ce vei decide și ce vei face acolo. Igor a trântit ușa, a ieșit din casă, s-a urcat în mașină și a plecat spre club. Era supărat că tatăl său hotărâse totul așa și nici măcar nu se consultase cu el. În plus, el nu avea de gând să se căsătorească. Voia să iasă mai mult în oraș. În plus, era la o vârstă bună. Era posibil să iasă, să se plimbe, și iată că acum nu știa ce să facă și acum era supărat pe el însuși și pe tatăl său și pe cei din familia Smirnov, mai ales pe cioara aia grasă, pe care nu o mai putea suporta. Igor, de ce ești așa de furios? S-a întâmplat ceva. Tatăl meu mi-a spus să mă căsătoresc. Acum nu știu ce să fac. Să mă căsătoresc cu fica lui Vladimir Smirnov. Cred că o cheamă Natalia. Băieții au râs. Da, Igor Ghinionistul de tine o fată atât de urâtă n-am văzut în viața mea, e grasă și toată în coșuri la ea, chiar și la atingere neplăcută. Așa că noaptea anunții probabil că va trebui să bei mult, chiar dacă nu cred că asta te va ajuta. Înțeleg, deci Vladimir Smirnovi vor să se debaraseze de fica lor urâtă ca să nu rămână fată bătrână. Am înțeles bine. Ei bine, de fată bătrână mai e cale lungă, are doar 18 ani e în primul an de facultate. Cu banii ei, ar fi putut să nu facă nimic, dar a intrat. Apropo, e o facultate foarte prestigioasă, e urâtă, dar foarte deșteaptă. Milana mi-a spus că tatăl ei vrea ca ea să lucreze pentru el când termină facultatea, vrea să-i dea totul, pentru că este singura lor fică. Mama Milanei este prietenă cu mama Nataliei, de aici și vestea. Vaca grasă însă și nu vorbește cu nimeni, are câțiva prieteni, dar sunt mai răi decât arată ea. La fel de grasă, la fel de urâtă. Oricum și-a adunat o turmă în jurul ei pentru a-și spori stima de sine. și îmi cer să mă căsătoresc cu această sperietoare. Trebuie să mă gândesc urgent la ceva, pentru că nu vreau să-mi stric viața. Igor s-a întors abia dimineața, era abiat a cunoscut o fată grozavă care l-a invitat la ea acasă și s-au distrat de minune până dimineața. Știa că era un tip arătos și că fetele îl plăceau cu adevărat. Singurul lucru care i-a umbrit buna dispoziție era gândul că ele voiau să se căsătorească cu el, dar el era hotărât că va face totul pentru ca această Natalia însă și să refuze căsătoria. Deci probabil că ar fi fost dificil să facă acest lucru, pentru că cineva ca ea ar fi vrut probabil să se căsătorească cu el. Sâmbătă dimineața, Natalia urma să-l viziteze pe Igor, era emoționată pentru că își dădea seama că probabil el nu o va plăcea. Cel mai probabil, lui îi plac fetele cu aspect de fotomodel. Dar nu avea ce să facă pentru că a văzut că tatăl ei era foarte hotărât. Cu o zi înainte, vorbise cu prietenele ei care, după ce au ascultat-o, au spus că nu și-ar dori să fie în locul ei. Dar cum poți să fii căsătorită cu un bărbat pe care nu îl suporți? Nu este corect știu că nu are rost să mă cert cu tata. Dacă el spune așa, așa trebuie să fie. Nu mai poți face nimic. De ce nu vorbești cu mama ta? E foarte drăguță. Și ei este frică de tata și nu vrea să-l contrazică. Atunci ai probleme, va trebui să te căsătorești cu Igor ăsta, până la urmă. Ei bine, spune-ne cum arată, ne interesează și pe mine, mi-l amintesc, era urât de mic și nu ne suportam unul pe celălalt. Acum îmi dau seama că arată mai bine, dar bineînțeles că nu se va căsători cu mine. E păcat, desigur, dar ce pot face? Cred că ăsta e destinul meu. Mama mi-a spune că și ea a fost la fel, apoi totul a dispărut și greutatea a dispărut și acneia. Interesant este că, indiferent câte diete urmez, nimic nu mă ajută. Mama mi-a pățit același lucru, dar nu mă liniștește. Spune că atunci când mă voi căsători, voi trece peste asta și voi fi foarte frumoasă. Știu că mama mi-a povestit despre vecina mea, mi-a spus că și ea suferea, că nu se putea privi în oglindă, iar apoi, când s-a culcat cu un bărbat, totul a dispărut dintr-o dată. Cred că așa e și cu tine, așa că nu-ți face griji, te vei căsători și totul va fi bine. Te invidiem, Natalia, vei fi o fată măritată în curând. Ludmila aștepta cu nerăbdare oaspeții. Își dădea seama că, desigur, cei mai importanți invitați erau familia Smirnov, aceștia urmau să sosească în curând la petrecere. Totul era pregătit, iar oaspeții nu trebuiau să vină seara, dar familia Smirnov trebuiau să sosească mai devreme și urmau să rămână peste noapte, deoarece locuia un oraș. Ea știa că aveau și o casă în afara orașului, dar nu locuiau acolo, deoarece capul familiei nu voia să locuiască departe de locul de muncă. Era un drum lung pentru fica ei până la institut. Svelana, bineînțeles, era aproape de ei, pentru că nu-i putea părăsi, deși nu-i păsa, nu lucra nicăieri. Ludmila era foarte îngrijorată pentru soțul ei, Kiril nu-i spunea nimic, deși înțelegea totul. Ei i-a spus atunci să nu se implice în această înșelătorie, pentru că totul era în joc, iar el a pierdut. Ei bine, Smirnov l-a ajutat și afacerea, deși cam șubredă, s-a întors din nou la soțul ei. Desigur, mai era încă multă treabă de făcut, dar nu existau bani și totul depindea de familia Smirnov. Și dacă reușeau să se căsătorească cu copii, atunci puteau răsufla ușurat, la urma urmei avea un imperiu, el ca un păianjen își scuipă pânzele. Atât de multe orașe, băncile lui erau peste tot. Igor trebuie să explice din nou că, dacă nu se căsătorește cu Natalia, atunci va trebui să meargă la muncă. Deși fiul, după ce s-a întors din Anglia, se aștepta să lucreze cu tatăl său, dar nu a fost să fie. Deși Vladimir îi întorsese afacerea lui Kiril, acum era acționar și spunea că se va ocupa el însuși de tot și îi va crește pe picioarele lor, cu condiția să fie rude ei au fost de acord pentru că și-au dat seama că aceasta era singura modalitate de a scăpa de sărăcie. Ludmila se temea de moarte că va trebui să se întoarcă la muncă, că nu vor avea mașină de serviciu și, bineînțeles, nici bani. A devenit un coșmar pentru ea. Se trezea cu transpirații reci, se uita la soțul ei care dormea și se gândea că ar face orice pentru ca fiul ei să o asculte și să facă ceea ce îi spuneau. Sâmbătă a fost o toamnă însorită și caldă, desigur, și intra deja în drepturi, dar înainte de vremea rea s-a hotărât să-i trateze pe oameni cu căldură. Ludmila a decis să-și sărbătorească ziua de naștere. Arboretele cu mese erau deja pregătite afară. Acolo urmau să fie gustări și băuturi. În timpul zilei va fi un bufet, iar seara se vor duce acasă și vor lua cina. A fost nevoie de mulți bani, dar soțul meu a insistat ca totul să fie la cel mai înalt nivel, pentru a nu se face de râs în fața lui Vladimir. El vrea ca totul să fie frumos și bogat. Bineînțeles, el îmi cunoaște situația, dar totuși trebuie să păstrăm aparențele. În plus, fica lor vine astăzi. Te rog să-l avertizezi pe Igor să nu fie nepoliticos. Avem nevoie de această nuntă. Dacă refuză, lăsați-l să-și caute un loc de muncă la firma lui. Nu-l voi angaja, așa că spuneți asta. Chiril, înțeleg, dar nu cred că e corect. De ce să căsătorești copiii? Ce legătură are asta cu ei? În plus, ai văzut-o pe Natalia. Mama ei e foarte drăguță, iar Vladimir e și el un bărbat atrăgător. Dar fiica lor este ceva teribil, igor al nostru nu va fi de acord cu această nuntă. Ar trebui să vorbească cu el, de îndată ce ne vom pune pe picioare, apoi să-l lăsăm să facă ce vrea. Tu mă înțelegi, spunei că poate oricând să divorțeze, dar noi trebuie să ne îmbunătățim afacerile, altfel vom rămâne fără bani. Iar în ceea ce mă privește, nu vrei să fii sărac. Ești obișnuită să ai servitori, mașini, bijuterii de marcă. Dar nu uita că toate astea se pot sfârși, așa că ajutați-mă sau totul se va sfârși. Te înțeleg, Kiril, am să vorbesc din nou cu fiul meu. Natalia s-a rotit în fața oglinzii și și-a dat seama că nici o rochie frumoasă nu o va face atrăgătoare. Mama ei îi spusese să poarte o rochie de seară albastră care se mâna cu șaua unei vaci. S-a examinat și a suspinat. În acel moment, mama a intrat în cameră, s-a uitat la fiica ei și a zâmbit E mărimea ta, dar văd că nu ești fericită. Mamă, de ce să fiu fericită? Nimic nu mi se potrivește foarte bine. Vei fi bine, fiica mea, în curând vei avea 19 ani și crede-mă, totul se va schimba. Vei fi cea mai frumoasă fată din lume și bărbații te vor urmări în masă. E greu de crezut, dar voi merge așa, deși mi-ar plăcea să port un training, îmi ascunde un pic ridurile. Nu se poate, mergem la un banchet, nu la un picnic. Dar dacă ești gata, ia-ți geanta și ieși, te așteaptă șoferul. Tata o să vină puțin mai târziu, acum e la serviciu, a spus că are ceva treabă acolo. Vladimir s-a așezat în biroul său și s-a uitat la ceas. Nu avea nimic de făcut, dar aștepta un om care trebuia să-i aducă niște informații. Era vorba de Kiril și de familia sa. Deci fusese prieten cu ei încă din copilărie, dar în ultima vreme prietenul său se schimbase mult, iar acum trebuia să fie sigur, pentru că avea de gând să le dea singura lui fică deși își dea seama că cel mai probabil tinerii, dacă se vor căsători, nu vor locui împreună, pentru că fica lui, Natalia, era urâtă, deși știa că asta va trece. În mama ei a mers cu un zâmbet, s-a gândit, eu unii atunci am discernut la început frumusețea ei interioară, iar apoi s-a dezvăluit deja și m-am dat seama că am câștigat premiul cel mare. Nu numai că este inteligentă, dar este și frumoasă. Dar Munteanul acela abia dacă putea să vadă ceva în ea, pentru că avea vântul în cap. Bineînțeles, și el însuși nu era încântat de această uniune, dar și-a dat seama că în felul acesta își va salva prietenul, iar firma lui va fi sub controlul său. Iar firma, de altfel, era foarte valoroasă. Dacă Chiril ar fi fost un manager inteligent, ar fi notat în bani. Ar fi făcut totul singur și jumătate din venituri ar fi luat pentru el, nimic personal, cum se spune, dar afacerile sunt afaceri. Curând a intrat un bărbat și i-a înmânat în tăcere un plic. Vladimir s-a uitat prin documente și a zâmbit. Da, Kiril reușește să păstreze o slujbă bună, nimic de spus. Vladimir însuși nu a înțeles niciodată, pentru că el credea că dacă vrei să cunoști alte femei, atunci nu ar trebui să te căsătorești iar dacă te-ai căsătorit, atunci nu ieși în oraș. Dar Kiril aparent credea altfel, pentru că cu această femeie, care era în imagine, se întâlnea de cinci ani. Dar cel mai interesant lucru nu a fost nici măcar acesta, ci faptul că el l-a antrenat în această aventură și el a pierdut totul, deoarece el însuși nu a înțeles sau nu și-a dat seama. Atunci de ce mai sunt încă împreună? Încă se mai întâlnește cu acea persoană josnică da, pentru că el nu știe cine se află în spatele ei, iar amanta lui datorează o sumă mare de bani unor frați, de aceea i-a înscenat iubitului ei și i-a plătit pe bandiți. Iar Kiril nu a înțeles nimic, a crezut că sunt concurenții lui care i-au înscenat totul. Nu înțeleg de ce se comportă așa cu ea. Este evident că este o femeie cu un comportament facil și, cum se spunea mania lipiciului, unde să pui, iar el este cu ea tot timpul pentru el că soția lui nu este de ajuns. Numai că Kiril Stepanovici al nostru are un mic secret și numai Snezana știe despre el. Am expus totul acolo. Apropo, citiți mai departe. După ce Vladimir a terminat de citit, a râs în hohote. Da, Kiril nu se aștepta la așa ceva din partea ta, deși fiecare are gândacii lui și nu se aplică la afaceri. Mulțumesc, Peter, ești ca întotdeauna la înălțime. Apropo, fă-mi și mie un dosar complet despre amanta lui vreau să știu cine este și de unde a venit. Pentru că nu vreau să-mi stea în cale, știi cum e, s-ar putea să o trecem cu vederea. Ne va surprinde din nou și nu vreau asta. Voi face totul Vladimir Vladimirovici. Peste două zile, raportul va fi în biroul dumneavoastră. Vladimir a deschis seiful și a scos un pachet plinuț, i a mânat lui Peter și a mulțumit. Există un bonus, totul a fost făcut eficient și rapid v-ați descurcat bine. Peter a luat în tăcere plicul, l-a strecurat în buzunar și a ieșit în tăcere. Întotdeauna era puțin verbal, iar lui Vladimir îi convenea. Ei bine, Kiril. După cum s-a dovedit, nu știu prea multe despre tine. Ei bine, hai să trăim și să vedem, totul depinde acum de tine cum te vei comporta cu mine, iar apoi se va vedea. Kiril stătea în biroul său și vorbea cu amanta sa. Îmi pare rău, dragă, nu pot veni azi și mâine. Știi că este ziua de naștere a soției mele. Dar nu spune asta. Mi-ai spus că nu-ți pasă de căsătorie. De ce ți la mine acum? În plus, am un oaspete important astăzi, bancherul Smirnov, știi cât de important este pentru mine. Am fost prieteni foarte buni, dar apoi ne-am pierdut unul pe celălalt. Și în ultimii ani am reluat legătura. Iar după ce mi s-a întâmplat, el a fost singurul care a venit în ajutorul meu. Dar nu degeaba, bineînțeles, și acum el îmi va controla afacerea, dar nimic, cred că vom ajunge la o înțelegere. El are o fiică și eu am un fiu și vrem să-i căsătorim și să fim rude. Pentru mine este salvarea, cred că știți despre ce vorbesc. A ascultat ce spunea femeia lui preferată și a zâmbit. E în regulă. Întotdeauna m-a înțeles. Știi, m-am tot gândit că imediat ce voi pune lucrurile la punct cu soția mea, voi divorța. M-am săturat de ea. Nu este suficient de puternică pentru mine. Se amestecă în permanență în toate. Vrea să știe și să controleze totul, deși ea însă și nu a muncit nici măcar o zi. Face din ea o mondenă, e chiar proastă ca un dop. Tu ești femeia mea, deșteaptă și frumoasă. Nu se compară cu tine. Ludmila a intrat în camera fiului ei, care stătea la birou și se uita la ceva pe calculator. Fiule, îți amintești că azi vine Natalia? Te rog să nu-i faci rău, îți dai seama cât de important este pentru noi acum. Nu înțeleg, mamă, și hai să închidem subiectul, vrei să mă căsătoresc cu un crocodil? Uite că mă uit la pozele ei de pe rețelele de socializare, și nu înțeleg cum de este posibil să iubești un asemenea monstru. Este pur și simplu urâtă, cu cine seamănă, pentru că mama ei, tatăl ei, sunt foarte frumoși, dar ea este pur și simplu urâtă. Înțeleg, fiule, dar și tu trebuie să ne înțelegi, așa că trebuie să ai puțină răbdare. În plus, noi nu spunem că trebuie să trăiești cu ea toată viața ta. Imediat ce lucrurile se vor îmbunătăți, poți să divorțezi de ea și asta e tot. Igor s-a uitat la ea și a dat din cap. După ce a plecat și-a dat seama că nu el era cel care se afla într-o situație dificilă, ci Natalia. Toți voiau doar să se folosească de ea și toată lumea ar fi fost bine, mai puțin ea. Dar nu-i părea rău pentru ea, un tip normal nici măcar nu s-ar fi uitat la ea, las-o să fie fericită să fie soția unui bărbat frumos ca el pentru o vreme. Și de îndată ce tatăl ei se va face bine, va divorța imediat de ea și, și va găsi o fată normală, la care să fie plăcut să se uite. Încet încet invitații s-au adunat, iluzionistul s-a plimbat, a salutat printre ei, a schimbat câteva cuvinte cu ei și a plecat mai departe. Jumătate dintre cei pe care nu-i cunoștea erau partenerii soțului ei, care o priveau curioși. Nu-i plăceau acele priviri, credea că râdeau de ea pentru că îi cunoșteau situația. Dar ea a ridicat capul pentru că era obișnuită să păstreze o față serioasă, cum se spune, la urma urmei, cu toții credeau că ea nu știa și nu înțelegea nimic, și nu le păsa ce se întâmpla în sufletul ei. Ea știa foarte bine că soțul ei are o amantă și că o preferă pe aceasta în locul soției sale. Ce a făcut ea, oricât de mult a încercat, dar nu a reușit să recupereze dragostea soțului ei. A ajuns chiar să-l urmărească pentru că voia să vadă cu cine o schimbase. A fost dezamăgită, fata asta era pur și simplu vulgară, dar el a privit-o cu ochi iubitorii. Atunci nu a mai putut suporta, a venit acasă și s-a îmbătat. Acest lucru i s-a întâmplat prima dată, acum o făcea în fiecare seară când soțul ei întârzia la serviciu, așa cum îi spunea el, și se lipea de sticlă. Îi era mai ușor să adoarmă și o ținea departe de tot felul de gânduri din capul ei. În curând, două mașini s-au oprit la poartă. Erau gipuri fumurii. Ludmila era încă surprinsă. Nu sunt amendați pentru așa ceva." Apoi, când a văzut că erau smirnofs, a înțeles totul imediat. Astfel de oameni nu sunt amendați, au undă verde peste tot." Și-a pus cel mai frumos zâmbet pe față și s-a dus în întâmpinarea lor. Bună ziua! În sfârșit, ce bine că vă văd!" Svelana, arăți minunat, Natalia, ai crescut, Vladimir, te așteptam de mult timp. A fost atentă la toată lumea și cu coada ochiului a observat cât de încântați erau aspeții Cum a putut să vină un astfel de om, pentru că toată lumea voia să fie prietenă cu el, dar el a venit să o felicite. Intră, te rog, acum îl voi suna pe Kiril, este în biroul lui, are o discuție importantă. Vladimir a zâmbit după aceste cuvinte, pentru că a înțeles perfect cu cine vorbea Kiril. Și-a pus brațul în jurul taliei soției sale și a sărutat-o ușor pe gât. Arăți minunat, draga mea, porți o rochie foarte modestă, dar îți stă foarte bine. Ai de gând să-i eclipsezi pe toți invitații din această seară. Apropo, de ce porți mereu atât de puține bijuterii? ei bine, nu sunt un pom de Crăciun, așa că nu trebuie să pun totul pe mine deodată. Doar cercei cu diamante se potrivesc cu această rochie, iar restul ar fi de prisos. Ai gusturi excelente, dragă, și am o surpriză pentru tine, dar nu ți-o pot da până luni, când va fi gata. Ai comandat ceva pentru mine? Ce ai uitat? Luni e aniversarea noastră. Ești un soț extraordinar, pentru că chiar am uitat. Iar tu ești o femeie uimitoare, ești, după părerea mea, singura din lume care nu-și amintește astfel de date, deși în locul tău ar fi fost celălalt, tot creierul unui bărbat și-ar fi zburat deja creierii. Svelana a râs ușor și l-a îmbrățișat pe Vladimir. Îl privea cu ochii iubitorii, realizând că atunci făcuse alegerea corectă, pentru că se îndrăgostise de acest bărbat imediat ce-l văzuse. Ludmila a intrat în birou și a văzut că, imediat ce soțul ei a văzut-o, și-a închis telefonul. Mai mult i-a tăiat inima, pentru că și-a dat seama cu cine vorbea acum. De ce ești cam dură? a întrebat-o Kiril. Smirnova a sosit astfel încât să trebuiască să ieși, deși cred că tu erai cea care trebuia să te întâlnești cu el, nu eu. Dar nu-i nimic, îi voi spune lui Vladimir că am avut o conversație importantă. Vă înțelege? Apropo, ce părere ai despre soția lui? E o femeie foarte frumoasă, cu gusturi excelente. Ai urma exemplul ei? Conduce un magazin de haine de marcă, ea însă și este designer și Vladimir. Ne sprijină foarte mult. Și nu în zadar, ea câștigă un salariu mare și poate chiar să se întrețină singură, iar tu stai pe gâtul meu și nu faci nimic. Cum poți să faci așa ceva? deschide-mi un magazin și mă voi întreține și eu. Kiril nu a găsit nimic de spus, s-a ridicat în tăcere și a plecat. Ludmila a mai rămas puțin, s-a dus la bar, și-a turnat niște whisky și la a băut dintr-o înghițitură. Apoi s-a privit în oglindă, a zâmbit și a ieșit în fața oaspeților. Kiril s-a apropiat de Vladimir, i-a salutat pe soția și fica lui și le-a întins mâna pentru a le saluta. Dar, în sfârșit, și eu te așteptam. Apoi am primit un telefon și a trebuit să urc la birou. Ce ți-a luat atât de mult timp? Tot munca, cred că mă înțelegi, a zâmbit Vladimir cu viclenie. Chiril a zâmbit și el și s-a uitat la Svelana, care stătea cu un pahar de vin și le asculta conversația. Vladimir și-a dat seama la ce se gândea Chiril și s-a simțit inconfortabil. El nu fusese niciodată infidel în lumina faptului că nu avusese niciodată un astfel de când. O iubea atât de mult încât nu-i trecuse niciodată prin cap să se uite la o altă femeie. Da, în tinerețe se distrase, iar acum nu mai avea nevoie de ea, pentru că primea tot ce avea nevoie de la soția lui. Și-a pus din nou brațele în jurul svetei și a tras-o la el. Chiril a observat acest lucru și s-a întors. Ludmila a văzut că Igor nu coboruse încă și a decis să meargă în camera lui și să-l cheme. Dar ce tot scormonești, vrei să se supere tatăl tău pe tine? Oaspeții s-au adunat, Smirnova a venit, așa că vă rog să coborâți, să nu faceți pe nimeni nervos. Vin, mamă, se vede că nu vreau decât să o bat măr pe viitoarea mea mireasă după un duș. Nu știu cât voi rezista, pentru că cu un crocodil ca ea nu voi rezista mult. Haide, fiule, apropo, e o fată foarte politicoasă și drăguță. Fi drăguț cu ea, știi ce vreau să spun. Înțeleg, mamă, mi-a explicat totul de o săptămână. Nu sunt prost, înțeleg că trebuie să mă ajut tatăl și voi face totul pentru ca lucrurile să fie mai bune pentru el, chiar dacă trebuie să mă căsătoresc cu fata asta urâtă. Dar apoi m-am gândit și m-am hotărât, nu e o judecată, imediat ce lucrurile se vor îmbunătăți, voi divorța de ea e în regulă, nu te mai gândi la nimic. Acum contează familia noastră, celorlalți nu le pasă. Mai devreme poate că ți-aș fi spus că nu poți face asta, dar acum cred că în lumea noastră crudă ar trebui să facem același lucru pe care ni-l fac ei nouă. Igor și-a privit mama cu surprindere, pentru că o vedea pentru prima dată așa, nu se exprimase niciodată în felul acesta întotdeauna fusese amabilă și dulce, dar acum în fața lui se afla o femeie complet diferită. Bine, mamă, du-te tu, eu trebuie să mă schimb. Apropo, uite cadoul meu pentru tine și la mulți ani din nou, ce ți-a dăruit tatăl tău? Nimic încă, dar cred că o să ți-l dea fie înainte de invitați, fie seara, a spus Ludmila și a ieșit din cameră. Era foarte conștientă că probabil nu va exista niciun cadou din partea soțului ei nu-i mai deduse nimic de mult timp și înțelegea de ce o durea din nou. Și înainte de a ieși să se alăture oaspeților, s-a apropiat din nou de bar. Natalia stătea de o parte de invitați și îi privea gânditoare. Oamenii vorbeau între ei despre ceva, ei nu-i plăceau astfel de evenimente, nu se simțea la locul ei la ele. Ar fi fost fericită să rămână acasă, așa cum făcea întotdeauna, dacă nu ar fi fost faptul că părinții ei se hotărâseră să o căsătorească l-a căutat pe Igor cu privirea, dar nu l-a văzut nicăieri. Curând a apărut, iar ea chiar a strâns ochii. Îi văzuse fotografiile, dar era și mai frumos în realitate. Era îmbrăcat în blud și un tricou. Se pare că nu-i păsa că mama lui avea o sărbătoare și a decis să ia în ce se simțea el mai bine. Bună, Natalia, îți amintești de mine? A întrebat Igor, scrutând-o pe fata înroșită. Bună mă amintesc, bineînțeles. Nu te-ai schimbat deloc. Este ciudat că tocmai ai crescut în înălțime, iar toate coșurile și grăsimea sunt încă acolo. Igor nu și-a dat seama ce l-a apucat. Și-a amintit că își promisese că se va comporta cu tact, pentru că își dăduse seama că trebuie să-și ajute tatăl. Dacă Natalia a observat cât de frumos arăta Igor, atunci el, la rândul lui, a observat cât de urâtă devenise ea. Fața ei fusese mai drăguță când era copil, acum chiar și asta dispăruse. Și-a dat seama că, probabil, nu se putea căsători cu cineva ca ea. Oare îl depășea? Văd că ești încă adolescentul acela superficial și laș. E păcat, credeam că ești mai deșteaptă acum, dar probabil că nu ești. Ea s-a întors și s-a îndepărtat, ochii lui au urmărit-o și s-a gândit că ea, desigur, deși este o fată deșteaptă, dar asta nu este suficient. Și atunci, așa cum rădeau prietenii lui atunci de el, nu va mai fi în stare să bea atât de mult pentru a ajunge în pat cu ea. Natalia se plimba supărată printre invitați, deși Ansă și înțelegea totul perfect și nu se aștepta la o altă atitudine față de Ansă și deși nu-i putea spune toate acestea, ea știa totul perfect, pentru că în fiecare zi se privea în oglindă. Iar el era și a rămas un nesimțit îi voi spune tatălui meu că nu mă voi căsători cu el. Lasă-l să facă ce vrea, dar nu voi tolera o astfel de atitudine. Bineînțeles, își dădea seama că era supărată pe iCor, dar, amintindu-și de chipul lui, inima îi se strângea perfit și îi spunea că se îndrăgostise, și foarte mult. Ea nu crezuse niciodată în dragoste la prima vedere. Întotdeauna îi se păruse că nu exista așa ceva și că fusese inventat doar de scriitori pentru a-i face pe oameni să fie interesați să le citească cărțile. Dar acum era convinsă că există cu adevărat un astfel de sentiment. Îi lovește creierul și inima fulgerător de repede și o face să se gândească doar la acea persoană și la nimeni altcineva. Mamă, nu vreau să stau aici, vreau să merg acasă, spuse Natalia în timp ce se apropia de mama ei, care stătea de vorbă cu o femeie. Fica mea, așteaptă-mă puțin, termin de vorbit cu tine și vom vorbi. Natalia și-a revenit, i-a zâmbit femeii care stătea lângă mama ei și a spus, vă rog să mă iertați, m-am simțit puțin rău. De aceea m-am băgat în discuția voastră. Îmi cer scuze din nou, e în regulă, mamă, o să beau niște apă și o să mă simt mai bine. Mama a zâmbit, dându-și seama că Natalia își venise în fire și că acum se va liniști puțin. Ar fi terminat și ele de vorbit, iar ea ar fi vorbit cu ea, chiar dacă înțelegea deja ce se întâmplase. Cel mai probabil, Igor îi făcuse rău fiicei ei, îi văzuse vorbind. E adevărat, conversația ieșise foarte scurtă. Puțin mai târziu și-a luat fica sub braț și au mers încet în grădină, unde nu era nimeni. Iartă-mă, mamă, m-am purtat foarte nepoliticos, amestecându-mă în conversația voastră. Ar fi trebuit să te aștept, dar nu am putut. Te înțeleg și nu sunt supărată, în plus, ai reparat-o repede și nimeni nu a observat nimic. Acum spunem ce s-a întâmplat cu tine, Igor mi-a spus că sunt la fel de grasă și urâtă ca înainte, iar eu l-am făcut prost. Și ăsta a fost tot dialogul nostru. Înțeleg, acum spunem cum îți place de el. Natalia s-a uitat cu atenție la mama ei și apoi a roșit. Mamă, dar bineînțeles că mi-a plăcut, e atât de frumos. Dar îmi dau seama că nu va funcționa, pentru că el nu va iubi niciodată pe cineva ca mine. Nu ar trebui să crezi în forțele proprii, dar asta pentru că ești încă foarte tânără. Să fiu sinceră, când eram de vârsta ta nu credeam că pot fi frumoasă, dar acum uită-te la mine. Mamă, tu ești frumoasă, dar probabil că eu nu voi fi niciodată. Știi ce am făcut? Toate dietele pe care le-am ținut nu au făcut decât să înrăutățească situația. Știu că ți-am spus să nu te joci cu corpul tău, dar tu nu m-ai ascultat. Înțeleg că ești rănită de cuvintele lui Igor, dar trebuie să suporți totul. Nu-l înțeleg pe tatăl tău, de ce face toate astea, dar îți spun imediat că nu vrea să-ți facă rău. Sper că e vorba doar de mine, mamă, eu cred că e invers. Ludmila s-a apropiat de fiul ei, care ținea în mână un pahar de whisky și se uita în jur. Ți-am spus să nu o rănești pe Natalia, dar ce ai făcut? Mamă, ai văzut-o, nu te-ai fi abținut nici dacă ți s-ar fi spus să te căsătorești cu un ciudat. Nici măcar nu mă pot uita la ea, știi că e jenant să ies cu ea. Nu, nu pot să mă căsătoresc cu ea, nu e pentru mine, mai bine muncesc, mă duc și-l las pe tata să facă ce vrea. E mult mai rău de atât, fiule, mi-a spus că te va dezmoșteni și te va da afară din casă. Dar asta e o nebunie, cum se poate așa ceva? Ce e în neregulă cu voi toți? E doar o nenorocire, și numai Smirnov ne poate salva, dar ce-ți spun eu, tu însuți știi totul. Fiule, te rog să nu-i faci rău Nataliei, e o fată foarte drăguță, sunt bogați, știi, foarte bogați, și trebuie să-ți ieși din cap și să o placi. Mamă, ea deja mă place, dar nu mă place, ce vrei să fac în privința asta? Ai răbdare, fiule, pentru că nu avem de ales. Înțeleg că ești un tip frumos și te obligăm să te căsătorești cu o broască. Ai puțină răbdare, te implor. Bine, mamă, doar de dragul tău. Chiril și Vladimir s-au dus la masă și au luat un pahar de șampanie. Proprietarul casei a văzut că prietenul său era încordat și se gândea la ceva ce nu-i plăcea și îi se părea că ar putea să se răzgândească. O să ne căsătorim copiii sau te-ai răzgândit? Nu, nu m-am răzgândit. Cred că este o opțiune bună, atât pentru fiica mea, cât și pentru fiul tău. Sper să fie un băiat deștept și să nu-i facă rău fiicei mele, pentru că știi că nu-l pot ierta. Sigur, nu vă faceți griji, totul va fi bine. Uite, ei deja vorbesc despre ceva, cel mai probabil vor găsi un limbaj comun, pentru că sunt mici și știi că la această vârstă este mai ușor să găsești un limbaj comun decât atunci când îmbătrânești aveți dreptate, devine mai greu pe măsură ce trece timpul. Igor s-a îndreptat spre Natalia și a luat-o de cot. Trebuie să vorbim, îmi pare rău, nu m-am putut abține, nu am vrut să te jignesc. Mi-am amintit doar cum mă urmăreai când eram copil, așa că nu am putut suporta. Dar nici atunci nu stăteai cu datorii, dar asta nu m-a împiedicat să te atac. Înțeleg și îmi cer scuze din nou știai că părinții noștri vor să ne căsătorească. Da, mi-au spus zilele trecute, ca să fiu sinceră, nu sunt încântată de asta, dar e mai bine să nu mă cert cu tata. Dacă nu eram eu, probabil că nu v-ați fi căsătorit, se gândi el și spuse cu voce tare. Și pentru mine a fost o cerere în căsătorie neobișnuită, de altfel nu aveam de gând să mă căsătoresc în viitorul apropiat, dar dacă așa vor strămoșii noștri, așa să fie. Deci ești de acord? Da, sunt de acord. Cred că vom forma o familie frumoasă. Natalia arăta ca o roșie, se înroșise și nu știa ce să facă cu ea însă și. I se părea că Igor spunea adevărul, că își dădea seama că era o fată bună și că în timp își va reveni și își va face ordine. Mama ei spusese mereu că înflorește doar când se căsătorește. Așa cred și eu, murmură ea cu capul plecat, fără să vadă tresărirea din ochii lui Igor la aceste cuvinte. Seara, când sărbătoarea era în plină desfășurare, Vladimir a plecat acasă. Planul inițial de a rămâne acasă și de a petrece noaptea în casa lui Kiril îi plăcea din ce în ce mai puțin. A văzut că acesta făcea tot posibilul să-i facă pe plac și asta l-a făcut să se simtă dezgustat. S-a apropiat de soția sa și a luat-o sub braț. Hai să mergem acasă, nu vreau să stau aici, o să invităm o săptămână la restaurant și o să vorbim acolo. Acum iau pe Natalia și hai să mergem. Fără un cuvânt, Svelana a plecat să-și caute fica. Vladimir s-a uitat după ea și s-a gândit că este foarte norocos că are o soție. Ea nu i-a pus niciodată întrebări prostești de genul, de ce? Da, ce s-a întâmplat? Întotdeauna a știut că dacă soțul ei spunea că este necesar să se facă așa ceva, atunci trebuie făcut, iar apoi întreba de ce a luat acea decizie. Și a găsit fiica în grădină, nu se plimba împreună cu Igor și vorbeau despre ceva. Și a chemat Fica, iar Fica, spunând că era Igor, s-a grăbit la mama ei. Mamă, s-a întâmplat ceva? Nu, dragă, doar că tata vrea să meargă acasă, așa că vin să te iau. Nici Natalia nu s-a obosit să detalieze, dându-și seama că dacă tata a spus așa, atunci așa să fie. – Bine, mamă, hai să mergem. S-a întors spre Igor, i-a făcut semn cu mâna de rămas bun și și-a urmat mama. Igor a privit-o surprins, fără să știa seama ce i se întâmpla. Nici el nu se aștepta la asta, dar îi plăcea să vorbească cu Natalia. Era o fată foarte interesantă, care putea vorbi despre orice subiect era foarte dezvoltată în toate direcțiile. Dacă nu se uita la aspectul ei, era destul de interesantă, nu-i așa? Dar când se uita la ea, magia se risipea și vedea din nou o vacă grasă în fața lui. Aș fi vrut să aibă alt aspect, atunci m-aș fi îndrăgostit de ea. Măcar e bine că nu e proastă, altfel aș fi nebunit. Kiril și Ludmila se uitau cu îngrijorare la cei șapte Smirnovs care se hotărâseră să plece acasă s-a întâmplat ceva, Natalia, fiul nostru te-a rănit. Nu, mătușă Luda, am avut o discuție plăcută cu Igor, totul este în regulă. Nu vă gândiți la nimic, sunt doar obosită și trebuie să mă duc acasă. În plus, am o treabă de rezolvat, am primit un telefon că este nevoie de prezența mea. Dar poate că poți pleca tu, Vladimir, iar fetele tale pot sta cu noi. Nu, Lioșia, mulțumesc, dar prefer să fiu cu soțul meu, iar Natalia a cerut și ea să meargă acasă, pentru că este foarte greu să doarmă într-un loc nou, așa că nu-ți face griji. O să ne sunăm săptămâna viitoare și o să stabilim o întâlnire, o să mergem la un restaurant și o să discutăm totul. Și acum chiar trebuie să plecăm. Când Smirnova a plecat, Kirin s-a uitat supărat la soția sa și a spus asta e ceva ce le-ai spus tu sau Igor. De unde ai știut? Totul era în regulă, i-am văzut pe fiul tău și pe Nataliei plimbându-se prin grădină și erau bine. Eu eram cu oaspeții și nu am spus nimic, așa că nu ne învinui pe noi. Ești beat din nou, de aceea te-am întrebat, ai băut mult și nu-mi place asta. Ce altceva nu-ți place? Nu-mi spui tu mie ce să fac, mai bine îi spui totul amantei tale, care probabil că deja a spart telefonul încercând să te sune. Și ar fi bine să nu mă atingi, că o să stârnesc un scandal atât de mare încât ție însuți ți se va face rău. După ce a spus asta, Lioșia s-a întors și s-a îndreptat ferm spre oaspeți. Chirin s-a uitat după ea și s-a gândit că, în sfârșit, nu mai are acest secret. Soția lui știe și asta e bine. De altfel, el însuși avea să-i spună în curând totul, pentru că și-a dat seama că nu poate trăi cu ea sub același acoperiș. Vladimir stătea în biroul său, iar gândul de a-și da fiica în căsătorie fiului lui Kiril nu l-atrăgea. Nu voia ca Natalia lui să sufere, dar nu vedea altă soluție. Kiril era foarte viclean și nu lăsa pe nimeni să intre în afacerea lui, deci Vladimir îl ajuta să se ridice din nou. Nu știa ce se întâmpla acolo și simțea în sinea lui că va fi tras pe sfoară. Nu-i convenea în plus, văzuse cum se purta prietenul său cu soția lui era evident că în curând, cel mai probabil, vor divorța. Kiril se uita literalmente cu ură la soția lui, care nici ea nu și iubea soțul. Ea, se pare, știa despre aventurile lui amoroase și deja nu-i păsa. Și de cele mai multe ori, când se întâmpla asta, însemna că urma o despărțire. Nici asta nu-i convenea, iar amanta lui Kiril era cea care, cel mai probabil, îl împingea spre următoarea aventură, iar el o asculta în toate ca un taur în lesă. Vela ne-a atras cu ochiul în birou, întrebând din priviri dacă putea intra sau trebuia să vină puțin mai târziu. El a dat din cap, iar ea a intrat în birou și s-a așezat pe scaunul din fața lui. El a privit-o cu plăcere și s-a gândit că are cea mai frumoasă soție de pe pământ. Dragă, nu ai nimic să-mi spui, a murmurat ea, privindu-și soțul cu afecțiune. Vreau să știi, mă gândi, oare fac o greșeală să o căsătoresc pe fica mea cu fiul lui Kiril? Depinde de tine, de știi părerea mea, eu sunt împotrivă, dar mai este și Natalia, și se pare că îi place de icor. Chiar și așa de bine, apoi planurile se schimbă din nou. M-am răzgândit deja, dar acum că s-a întâmplat, hai să nu-mi supărăm fiica și să o căsătorim cu bărbatul care îi place. Numai că mi-e teamă că îi va frânge inima. Nu-ți face griji, fata noastră este puternică, trebuie doar să se trezească. Știi, e la fel ca tine și abia aștept ca fica noastră să simtă puterea ei. Am nevoie de ea, știi cât de mult îmi doresc să lucreze cu mine la bancă. Și ea vrea să lucreze cu mine. Știu că e visul ei. Nu cred că mai ai mult de așteptat. Apropo, trebuie să vorbim despre nuntă. Din câte am înțeles, soțul lui Ludmila i-a spus că nu vrea să amâne și că vrea să facă nunta cât mai repede. Vladimir a râs vesel, uitându-se la soția sa. Dar este puțin probabil, pentru că toate costurile vor cădea în sarcina noastră, cred că nu te deranjează. Nu mă jigniți cu vorbele voastre, atunci când i-am refuzat ceva fiicei noastre, ea trebuie să strălucească ca o regină și voi face totul pentru a face acest lucru. Așa cred și eu, atunci sunei luni și fă o programare la un restaurant la alegere. Planificați o oră în jurul orei ora șapte. Cu siguranță voi fi liber până atunci. Deci să fie miercuri, pentru că sunt ocupat în următoarele zile. Am înțeles, voi face tot ce pot. Am o întrebare pentru tine, ai văzut ce fel de relație are Chiril cu Ludmila? Eu mi-amintesc când s-au căsătorit, când ea l-a născut pe Igor și mi s-a părut că se iubesc foarte mult. Ce se întâmplă cu ei acum? Nu înțeleg. Cred că e doar o iubire pierdută. Asta e tot. În plus, Ludmila a început să bea mult, și se pare că lui Chiril nu-i place foarte mult. O femeie nu poate bea pur și simplu, trebuie să se fi întâmplat ceva. Cel mai probabil, amanta și iluzia au aflat despre asta. Asta e tot. Ce femeie perspicace ești, ai întotdeauna dreptate. Dacă ai timp, vorbește cu ea cum se spune, invită-o la noi acasă sau la un restaurant, dar nu e treaba mea să te învăț eu, poate-ți spune ea ceva interesant și atunci îmi spui tu bine. Bine, o să vorbesc cu ea. A doua zi Svelana a sunat-o pe Ludmila și a invitat-o la ea la serviciu. I-a spus că din moment ce urma să aibă loc nunta, nu era vorba de o convorbire telefonică și că mai bine ar fi bine să vorbească față în față. Lesia a fost de acord și a spus că va veni la ea acasă la ora ora 15. Svelana și-a făcut toate treburile și și-a așteptat oaspetele. Exact la ora 15, Lesia a intrat în magazin și de la surpriză și-a pierdut până și darul vorbirii, când în sfârșit a reușit să vorbească, a spus. Nu știam că aveți un magazin atât de mare, este pur și simplu superb la voi, probabil că doar vedetele se îmbracă aici jumătate din lucrurile pe care eu pur și simplu nu mi le pot permite. Da, e scump, dar peste drum e un magazin mult mai ieftin cu aceeași marcă. M-am gândit că așa e bine să fac. Nu toți oamenii au nevoie de lucruri așa cum sunt. Aici ați observat corect că acest magazin este pentru vedete și oameni care merg des la unele recepții, iar acel magazin este pentru oamenii obișnuiți care vor să se îmbrace nu doar la modă, ci și confortabil. Ca să fiu sinceră, am aflat de curând că aveți propria afacere. Înțeleg doar că am încetat să mai comunicăm pentru ultima dată, ne-am văzut când Igor al tău avea 12 ani. Și apoi ne-am pierdut cumva, soțul meu a început să lucreze, iar eu nu am vrut să stau degeaba. Așa că totul a luat o raznă. Dar nu-i nimic din moment ce sunt deja liberă, voi închide biroul acum, iar tu și cu mine vom merge într-un loc frumos să stăm, să vorbim și să discutăm despre nunta copiilor noștri. Știi, timpul este scurt și avem multe de făcut. Voi avea nevoie de ajutorul tău, pentru că nu pot face asta de una singură. Au chemat un taxi de la Svelana, care i-a dat adresa celui mai apropiat restaurant. A observat cum Lioșia a tremurat și și-a dat seama că știa că locul era frumos și a înțeles că totul acolo era scump. Nu putem să mergem la o cafenea. Nu-ți face griji, te voi trata eu și în plus, în cafenele nu se servește mâncare delicioasă, iar mie mi-e foarte foame. O să luăm prânzul și o să stăm de vorbă. Nu te deranjează, a trecut atât de mult timp de când nu ne-am mai văzut. Cred că avem multe de discutat. Au stat în restaurant timp de o oră. Svelan a ascultat-o pe Ludmila, care i-a povestit despre viața ei. Am văzut că a devenit rece cu mine și nu am putut înțelege care era motivul, dar apoi mi-am dat seama că avea o amantă. Chiar l-am urmărit și am văzut-o. Este atât de înfricoșătoare, nu știu ce vede la ea, și chiar îi se aprind ochii când vorbește cu ea la telefon. Mă simt atât de rău pentru că am început împreună. Am fost alături de el când i-a fost greu să-și înceapă afacerea. Iar acum că există o femeie puțin mai tânără decât mine, care este pregătită pentru orice, este atât de nedrept. Și cel mai important lucru este că nu l-am înșelat. Niciodată nu a așteptat mereu acasă, și a ascultat plângerile lui când a avut ceva nu a funcționat. Lui de la rezultatul că nu mă iubește, și iubește o altă femeie. Ludmila, dar poate că te înșeli, se întâmplă, el va face o plimbare, vei fi fericit și totul va fi la fel din nou. Văd că o iubește și că nu o va părăsi niciodată. De un an dormim în dormitoare separate, nu are nevoie de mine. Știu asta cu certitudine. Așa că am început să beau, pentru că, dacă nu beau, încep să-mi plâng de milă, să-mi înjur soțul și amanta, iar asta nu face decât să mă simt mai rău. Svelan a ascultat-o pe Ludmila și și-a dat seama că nu-i părea deloc rău pentru ea. A văzut că această femeie însă și-a reușit acest lucru. În primul rând, un bărbat ar trebui să vadă o femeie frumoasă lângă el. Și uitându-se la Ludmila, era clar că nu se îngrijise de mult timp. Și, în al doilea rând, le place când femeile se pot întreține singure, atunci își dau seama că ea nu se va pierde și încearcă să facă totul pentru a fi lângă ea. Dar Ludmila credea că sprijinul ei va fi suficient. Dar timpul trece, bărbații se pun pe picioare și își dau seama că soțiile lor nu mai sunt ca înainte și încearcă să găsească pe cineva pe lângă. Când Ludmila a terminat de vorbit, Svelana a decis să schimbe conversația și să vorbească despre nuntă. Au stat de vorbă o vreme, iar Svelana și-a dat seama că va trebui să facă totul singură, pentru că Ludmila nu știa absolut nimic. Nici restaurante bune, nici oameni care să organizeze nunți. Iar când conversația a ajuns la invitații și au decis să se uite la mostre pe internet, atunci Luminița și-a dat seama că Ludmila nu are absolut niciun gust. Ei bine, voi rezolva aceste întrebări eu un în sum, doar te sun și îți spun dacă ești de acord. Sigur, doar că sunt foarte în urmă cu totul, nu știu nimic, nu înțeleg nimic. E ok să organizez eu totul, plus că o să am ajutoare, oameni care organizează evenimente. Ei bine, trebuie să merg la magazin și apoi acasă. Natalia le-a povestit fetelor despre întâlnirea de ieri cu Igor. Este atât de frumos încât nu vă puteți imagina. Înainte era foarte slab și urât, dar acum este complet diferit. Probabil că face exerciții pentru că are mușchi și abdomen. Oricum, este un tip foarte frumos. Ești îndrăgostită de el. Îmi place, mi-ar plăcea să mă căsătoresc cu el. Cum rămâne cu studiile tale? Dar voi continua să studiez, un lucru nu exclude altul. Deci vei fi o femeie măritată în curând, când e nunta. Nu știu încă, căci părinții mei decid. Dar tu ești ciudată, tu ești cea care ar trebui să decizi când te vei căsători, nu invers. Valia îl cunoști pe tata, nu are rost să te cerți cu el, căci el spune așa și așa va fi, iar eu și mama nu putem decât să ne supunem. Pe de altă parte, dacă tatăl meu ar fi bancher, l-aș asculta și nu m-aș certa. Dar, din păcate, noi nu avem astfel de tați. În regulă, mergem acasă, șoferul te așteaptă. Nunta a fost programată pentru sfârșitul lunii. Natalia a fost surprinsă pentru că știa că atunci când un cuplu făcea cerere de căsătorie, trebuia să aștepte trei sau patru luni. Dar aici totul a fost atât de rapid încât s-a speriat puțin. Mamă, nu mă așteptam, mai e o săptămână până la nuntă. Știu și eu am fost confuză, ca să fiu sinceră, dar îl știi pe tatăl tău, dacă el a decis așa, așa trebuie să fie. Apropo, voiam să vorbesc cu tine, pe care dintre prietenii tăi ai vrea să-i inviți. Pe valia Elena, iar eu nu am pe nimeni altcineva. Știi, nu prea vorbesc cu mine, râd de mine mai des, iar recent o fată mi-a spus că, cu atâția bani cât are tata, ea s-ar fi curățat de mult, în loc să umble ca o sperietoare ca mine. Nu-i da atenție, spun asta din cauza inteligenței lor slabe. Tu ești o fată deșteaptă și îți dai seama că nu contează aspectul, ci interiorul. Ei bine, du-te și fă iar eu mă ocup de lista de invitați. Lista de invitați s-a dovedit a fi foarte lungă, așa că abia din partea lor, după ce a fost gata, a sunat-o pe Ludmila și a rugat-o să-și facă propria listă, pentru că apoi toate acestea să se grupeze și să procedeze de la faptul că a ieșit. Dar am nevoie ca mâine să fie gata, iar dacă poți, adumi-o la serviciu, pentru că acum nu am timp de nimic, chiar dacă am ajutor. Chiril a văzut că totul decurge conform planului, și-a frecat mâinile și s-a gândit că imediat ce va avea bani în mâini, va lua imediat biletele și va pleca cu un redus la mare. Departe de aici și să înceapă o viață nouă. Nu-i mai păsa de soția și de fiul său, și nu ei își vor trăi, pentru că și-a petrecut viața pentru ei și acum are dreptul să trăiască pentru el însuși. El a calculat absolut totul. Nu-i părea rău pentru fiul său, este un băiat tânăr, deștept în plus, el poate divorța imediat ce totul este gata. În primul rând, Kiril a vrut să se răzbune pe vodă pentru faptul că nu l-a ajutat imediat când i-a cerut bani pentru a investi în afacerea sa. Își amintea bine acel moment și visa să se răzbune. Atunci, Vladimir a spus că nu crede în toate acestea și că nu va investi niciun ban. Dar Chiril a reușit să se învârtă și să demonstreze că și el poate face ceva în această viață. Este adevărat, a fost prost și a căzut în plasa escrocilor, dar asta i-a făcut jocul. A hotărât că fiul său îl va ajuta în acest emers, iar el se va răzbuna pe vodă prin intermediul fiicei sale, care va fi dezonorată. Igor se afla la club, era sătul de faptul că mâine se căsătorește, iar mireasa lui era departe de a fi ideală își imagina totul altfel și încă nu-i venea să creadă că îi se întâmpla asta. Se simțea jignit de faptul că tatăl său voia să-și ridice afacerile pe seama lui, deși îi oferise de multe ori ajutorul său. Tată, acum nu mai ești singur, te voi ajuta cu totul. De ce avem nevoie de această nuntă? Este una dintre condițiile lui Vladimir, iar noi plănuisem să ne căsătorim și să fim rude înainte. Doar că acum nu prea vreau să mă înrudesc cu el, pentru că nu m-a ajutat și încă mă amintesc asta, dar acum ne dă o sumă uriașă de bani, vedeți, asta e șansa noastră. Vom fi din nou bogați și totul va fi bine, iar tu vei divorța și îți vei găsi o fată decentă. Și-a amintit această conversație care avusese loc recent în biroul tatălui său. Nu-i plăcea să-și dea seama că în momentul de față era doar folosit dar nimic voi scăpa de ea de îndată ce tatăl meu va avea bani, voi depune imediat actele de divorț, s-a gândit el. De ce ești atât de nervos, doar culcă cu ea și apoi spunei că nu mai este fată, totul va fi bine. Spune că ai crezut că te căsătorești cu o fată cinstită, iar ea s-a dovedit a fi exact invers. Băieți, nu pot să o fac. Nu pot să o fac. Ați văzut-o. E o maimuță și e grasă. Nu, probabil că nu pot să o fac. Și tu bei și apoi ea o să ți se pară drăguță cu tine, îți faci treaba, apoi faci scandal și scat de ea în felul ăsta. Igor s-a simțit puțin stânjenit, realizând că nu era ceea ce trebuia să facă, dar apoi, amintindu-și de fața Nataliei, a hotărât că exact asta avea să facă și că îl va lăsa pe tatăl ei să se ocupe de ea mai târziu. Chiril a venit la bancă pentru a semna documentele, deoarece Nunta era deja o afacere încheiată, Vladimir a spus că îi va da suma pe care o ceruse, Chiril a pus multe întrebări. A fost cu siguranță surprinzător, dar pentru Vladimir nu era o problemă să dea astfel de bani unui vechi prieten. Știa deja totul despre ceea ce avea de gând să facă Chiril și a zâmbit mental, realizând cum avea să se termine totul. Înainte de a înmâna cecul, Vladimir a înmânat documentele spre semnare și a spus că acolo scria că și el devenea coproprietar al firmei lui Kiril. Înțelegeți, am nevoie de garanții, pentru că nu pot de da asemenea bani de ceaba. Înțeleg totul, a spus Kiril, semnând actele. Și când pot să încasez acest cec? După nuntă, vă rog, nu vă gândiți, înțeleg că nu vă veți răzgândi, dar din câte știu eu, nu aveți de gând să faceți ceva cu ei acum, pentru că este nevoie de timp o sumă atât de mare de bani acasă nu se poate păstra, pentru că, înțelegeți, acum nu mai există nimeni în care să aveți încredere. În plus, mâine nunta este o astfel de sărbătoare, așa că hai să ne odihnim, să fim fericiți pentru copii, dar luni poți veni la bancă și să incasezi. După ce Kiril l-a părăsit pe Vladimir, s-a dus la amanta sa pentru a-i spune să comande bilete pentru oriunde dorea să meargă. Nu înțeleg. Încă nu ai încasat banii. Nu e nicio grabă acum și nu am vrut ca Vladimir să bănuiască ceva, așa că, dragostea mea, totul e luni. Ești de acord să pleci atât de ușor, dar cum rămâne cu firma ta, cu afacerea ta? Nu mai suport, nu mai suport, nu mai vreau să trăiesc în orașul ăsta. Vreau să merg acolo unde marea e caldă, acolo îmi voi începe o nouă viață alături de tine. Snezana și-a mușcat buza și nu a spus nimic, avea cu totul alte planuri, care erau foarte diferite de cele ale lui Kiril. Și a voia să meargă la mare, unde era cald, să înceapă o viață nouă, numai că nu cu el, ci cu persoana ei preferată, cu care urma să se căsătorească. Bine, luni, atunci voi rezerva biletele duminică și noi doi vom pleca departe și pentru totdeauna. Natalia s-a privit în oglindă și și-a mușcat buzele pentru a nu plânge. Rochia era minunată, mama ei o alesese pentru ea, dar nu îi se potrivea. Arăta ca un butoi, un butoi alb și rotund, și asta o făcea să-i vină să plângă. Și-a dat seama că Igor va sta acolo, în costumul lui, frumos ca un zeu, iar când o va vedea se va îngrozi și va fuci. Era înfricoșător pentru ea, pentru că se gândea că acesta era coșmarul oricărei mirese. Era dacă mirele o părăsea la altar. Desigur, astfel de cazuri erau rare, dar privindu-se în oglindă, și-a dat seama că îi se putea întâmpla și ei, și ar fi un miracol dacă Igor nu ar fi fugit la vederea ei. Svelana a văzut cât de chinuită era fiica ei și a amintit de ea însă și când stătea așa în fața oglinzii, plângând în trei hohote și spunând că nu va ieși din cameră pentru ca logodnicul ei să nu se sperie. Ar fi fost convinsă de mama ei și ar fi spus că o iubește așa cum este și că nu o vede ca pe o fată grasă, ci ca pe o persoană frumoasă. Ar fi fost isterică dacă Vladimir nu ar fi venit atunci la ea și nu i-ar fi spus că era mai frumoasă decât toate miresele din lume. Atunci s-a întâmplat ceva cu ea, parcă a ronăscut, au plecat apoi în luna de miere, iar ea literalmente într-o săptămână a slăbit foarte mult de pe față, i-au dispărut toate coșurile și a devenit pur și simplu o frumusețe. Când s-au întors, nimeni nu o recunoștea și atunci au crezut că a făcut o operatie, că i s-a drenat grăsimea și că i s-au injectat niște vitamine în față. Doar Vladimir a văzut cum soția lui grasă s-a transformat într-o femeie frumoasă. E în regulă, dragă, ești frumoasă, așa că nu plânge, adună-te și hai să mergem, pentru că toată lumea îi așteaptă pe invitați și pe mire. Natalia s-a adunat, spunându-și că nu mai există cale de întoarcere și că se va întâmpla ce se va întâmpla. Când Natalia a coborât din mașină, nu se putea uita la logodnica lui, realizând cât de urâtă era, se săturase să o privească așa că și-a strâns pumnii și a coborât ochii, spunându-și că nu va dura mult și că imediat ce tatăl ei își va pune afacerile în ordine, va divorța de ea imediat. Apoi a ridicat capul și s-a uitat la viitoarea lui soție. O i-a inundat obrașii, iar el a privit-o cu atenție și a văzut că fața ei era destul de atrăgătoare și că semăna foarte mult cu mama ei. Nu foarte mult, dar era o asemănare. Natalia nu-și mai amintea ce le spusese femeia de la biroul de înregistrare, dar când a trebuit să spună da, abia se auzea șoptindu și consimțământul. Apoi, când toată lumea a țipat cu amărăciune, s-a întors spre Igor, iar el s-a plecat și a sărutat-o pe buze. Sărutul a fost rece și rapid, dar a fost suficient pentru ea, s-a înroșit și mai tare și a coborât ochii. Vladimir și-a privit fiica și și-a amintit cum, în urmă cu 19 ani, a stat în fața altarului exact așa. Doar că inima lui era plină de dragoste. Și-a dat seama că fiica lui probabil că se va supăra foarte tare pe el, dar merita. În sfârșit avea să devină o fată adevărată, pentru că putea vedea că semăna foarte mult cu mama ei. Încă nu putea să înțeleagă ce se întâmplase atunci și de ce se întâmplase ca într-adevăr din soția lui urâtă să iasă o asemenea frumusețe a lumii. Apoi a râs și a spus că toți cei din familia lor erau așa. Chiar nu o credea pe mama ei, care a convins-o atunci și a spus că totul va fi bine. Oaspeții se distrau, masa era plină de delicatese, iar Natalia privea cu nostalgie cum în cere whisky, pahar după pahar se simțea prost pentru că vedea că îl dezgustă, deși inima ei se îndrăgostise deja și visa să fie mai curând în dormitor cu soțul ei. A văzut apartamentul pe care tatăl ei îl dăduse pentru nunta lor. Era un apartament luxos, cu un hol imens cu bucătărie și două dormitoare la etajul 2. O clădire de lux, unde apartament nu erau pe placul tuturor. Simțea că este obosită, ar fi vrut să ajungă mai repede acasă și să-și dea jos rochia albă, care o enerva foarte mult. În cele din urmă, tortul a fost adus și tinerii trebuiau să meargă în apartamentul lor. Natalia a suspinat și l-a rugat pe șofer să o ajute să-și încarce soțul în mașină. După ce și-a luat la revedere de la părinți, ea a condus spre casă, uitându-se la Igor, care dormea cu gura ușor deschisă când au ajuns, l-a pus în pat cu șoferul, care l-a ajutat să-l ducă în apartament. Și-a dat seama că, probabil, nu vor reuși să ajungă în seara asta, așa că a oftat și s-a dus la baie, voia să se odihnească pentru că era foarte obosită. Când a ieșit de la duș, a văzut că el stătea pe pat și se uita în jur, încercând să-și dea seama unde se află. Ăsta e apartamentul nostru, tatăl nostru ni l-a dat în liniște, a spus ea și s-a așezat pe puf pentru a-și apărul părul lung. Igor s-a holbat la ea, apoi s-a apropiat, a luat-o în brațe și a început să o sărute. Nici el însuși nu înțelegea ce-i venise, dar dorința de a o poseda pe această fată era foarte mare. Natalia s-a trezit dimineața și s-a uitat în jur, Igor nu era acolo, dar l-a auzit căutând ceva în bucătărie. Și-a aruncat rochiile de casă și s-a dus să vadă ce făcea el acolo. El a privit-o încruntat și apoi a spus, Îmbracă-te, hai să mergem la tatăl tău, am luat de soție o fată castă, iar tu te-ai dovedit a nu fi unu prospețime, iar eu nu am nevoie de o astfel de fată. Natalia chiar s-a necat de indignare, a văzut că el nu-și mai amintea nimic, cum au mers împreună la duș, cum s-au spălat după ce unul, au spălat, a uitat totul și acum crede că ea nu are unul. Se simțea prost pentru că își dădea seama că nu poate dovedi nimic în tăcere s-a întors și înghițindu-și lacrimile a început să se îmbrace. Nu-i păsa dacă se întorcea la tatăl ei, îi va spune totul mamei ei și va plânge. Știa că mama ei o va crede și o va liniști. Vladimir stătea în fotoliu și se uita la documente când ușa s-a deschis și fica și soțul ei au intrat în apartament. Igor, fără măcar să salute, s-a pus în fața socrului său și a spus luați-vă fica înapoi, nu știam că o aveți deja în posesie. Vladimir s-a uitat la Natalia, care era roșie și gata să cadă prin pământ, și apoi din nou la Igor, care părea foarte bolnav de mahașmureală. De altfel, el însuși văzuse cât de mult băuse la nuntă și probabil că jumătate din el nu-și mai amintea ce se întâmplase ieri. Te-ai gândit bine, Igor, o să-ți muști coatele, o să vrei să fie din nou a ta, dar nu te las, te condamni la mizerie." Crede-mă, știu despre ce vorbesc. Vorbești serios. Da, dacă nu ar fi fost tatăl meu, nici nu m-aș fi uitat la fiica ta și nu o vreau, așa că iau înapoi. Bine, dar te-am avertizat să nu te apropii de mine sau de ea. Igor s-a uitat surprins la tatăl Nataliei, fără să știe despre ce vorbea. Era ca și cum nu se înțelegeau, deși vedea că socrul său era foarte serios. Nu a mai spus nimic, ci doar s-a întors și a plecat. Natalia s-a repezit la tatăl ei și a izbucnit în lacrimi. Tată, îmi pare rău, dar nu e adevărat. El era beat, iar eu am fost o proastă că nu mi-am dat seama de nimic și am fost de acord. E în regulă, fica mea, totul va fi bine, crede-mă. Natalia nu a ieșit din cameră timp de o săptămână. Svelana a văzut cât de rău era fiica ei, iar ea și soțul ei au decis să o trimită în străinătate. Lăsați-o să studieze acolo, am făcut deja în așa fel încât acolo va fi mult mai bine patru ani, vor vindeca rapid toate rănile, iar ea se va întoarce o persoană nouă. Nu credeam că va merge așa, credeam că nu e prost și va vedea frumusețea interioară din ea, așa cum am văzut cândva în tine tipul la urma urmei, nu e rău, și chiar m-am gândit să-l atrag la mine și să-l compătimesc pe Kiril și să-l las să plece. Dar acum toți o cer, nu pot rezolva lucrurile cum trebuie, așa că nu vor primi nimic de la mine. De îndată ce Igor a plecat din apartamentul Nataliei, și-a sunat imediat prietenii și le-a spus că trebuie să le dea vestea minunată. L-au chemat la Daha și într-o oră stătea cu prietenii lui și le spunea că acum era liber am făcut așa cum mi-ați sfătuit, iar apoi, dimineața, i-am returnat-o tatălui meu. Da, amice, nu ne așteptam la așa ceva din partea ta. A fost cel mai rapid divorț din lume. Ar trebui să fii în cartea recordurilor Guinness. Apropo, fetele vor fi aici în curând. Au fost fericite când au auzit că ai divorțat, așa că nu te pierde. În plus, ea te place. Știi cât de îngrijorată a fost când a aflat că te-ai căsătorit. Ne-am petrecut întreaga seară spunându-i că nu era ceva serios pentru tine. Când au sosit fetele, distracția a continuat, doar că Icor nu a găsit un loc unde să se așeze. Își amintea ce-i spusese tatăl Nataliei, iar acele cuvinte îl țineau treaz. A băut pentru a neca dorul care îi umplea inima. Avea mereu viziuni fulgerătoare în cap și și-a dat seama că fusese foarte fericit și a mintit de mirosul trupului Nataliei și s-a părut că nu exista nimic mai dulce pe lume. Se gândi că se prea mult, dacă avea astfel de gânduri în cap. Se hotăr să iasă în aer liber pentru a-și reveni puțin. Tania a ieșit apoi și s-a lipit de el ca să-l sărute, dar el nu se simțea confortabil. S-a îndepărtat de ea și a spus. Îmi pare rău, Tania, probabil că am băut prea mult și mă simt rău du-te înăuntru și mă voi întoarce mai târziu. Chiril abia aștepta ziua de luni, s-a închis în biroul său, s-a uitat prin documente, ceea ce nu-i mai trebuia, a rupt și a aruncat tot ce era gata. Soției sale nu-i spunea nimic, pentru că nu voia să-i audă crizele de furie, să-i vadă lacrimile și să-i asculte rugămințile. Nu o iubea și o va părăsi fără regrete. Știa că ea simțea că o părăsește și în mod ciudat, nu-i bătuse la ușă toată ziua. Seara, Snezana a sunat și a toarce afectuos că avea totul pregătit. Plictisite, împachetate și așteptându-și pisicuța când, în sfârșit, o va lua departe, pe tărâmuri frumoase. Nu lua prea multe lucruri cu tine. Vom cumpăra tot ce ne trebuie de pe plan local, știi ce vreau să spun. Ți-am spus că am luat strictul necesar și de ce să atrag atenția asupra mea. La urma urmei, o femeie fără valiză va părea suspectă. Kirila zâmbit o iubea pe Snezana, dar pentru caracterul ei direct și veselia de caracter se înțelegea foarte bine cu ea. Putea să uite de sine cu ea, pentru că începuse să observe că acasă nu avea o asemenea ocazie. Și cel mai probabil, asta l-a împins la ea. La început a fost doar o aventură pentru el și după prima lor întâlnire a crezut că nu o va mai întâlni. Dar apoi a sunat-o și au început să se întâlnească mai întâi o dată pe săptămână, apoi doi, apoi au început să se vadă în fiecare zi. Acum îi va împlini visul iubitei sale, care și-a dorit mereu să trăiască acolo unde marea și căldura. Să locuiască nu într-un apartament, ci într-o casă, să cultive flori și să prăjească pește, iar seara să privească stelele și să viseze. El nu era serios în privința viselor ei dar în timp a reușit să-l convingă că este minunat și că vor fi fericiți acolo. Aceștia acum nu mai aveau prea multe motive de fericire. A hotărât că dimineața de vreme va merge imediat la bancă la cea de lângă aeroport, Snezana îl va aștepta acolo, iar când va ajunge, se vor urca într-un avion și vor zbura într-un loc unde nu-i va găsi nimeni. După cele întâmplate, Vladimir a sunat la toate băncile și le-a spus să nu le mai dea niciun ban prin cec ar fi înțeles imediat despre cine este vorba, deoarece cecul ar fi avut semnătura lui pe el. Se hotărâse să-i facă o surpriză lui Kiril, deși nu știa despre cea mai importantă surpriză, dar asta avea să fie mai târziu, iar acum aștepta dimineața când, în sfârșit, Kiril avea să se ducă să ia banii. Natalia nu-și găsea un loc unde să fie. Plângea aproape în fiecare zi și nu voia să iasă din camera ei. Nu se uita în oglindă, nu se aranja, Abia mânca și nu voia să vadă pe nimeni. O lăsa să intre doar pe mama ei, care o mângâia pe cap și îi spunea cuvinte afectuoase. Tata a spus că ar trebui să studiezi în străinătate, sunt de acord cu el, o țară nouă îți va face bine. Emoții noi, vei vedea, totul va trece, te vei întoarce o altă persoană. Nu, mamă, voi fi mereu aceeași urâtă și grasă. Singurul lucru bun este că în America, majoritatea oamenilor sunt așa și sunt perfect normali în privința asta. Draga mea, tu nu te uiți în oglindă. De ce, mamă, ca să-mi văd fața pe care o urăsc? Svelan și-a luat fica de mână și a condus-o spre oglindă. Natalia s-a privit și nu-i venea să-și creadă ochilor. Slăbise foarte mult în ultimele zile, chipul ei se transformase și nici măcar nu se mai recunoștea. Eu am fost reparată de dragoste, iar tu suferi rău, dar cred că vei face față și o vei lua de la capăt. Apoi vei întâlni un băiat care te va iubi și totul va fi bine. Mamă, nu-mi vine să cred, arăt exact ca tine. Avem chiar aceeași culoare a ochilor, doar că ochii mei sunt un pic mai închiși la culoare, iar pielea mea este deschisă ca a ta și chiar și mama uite, am slăbit este de înțeles pentru că nu ai mâncat nimic. Chiar am început să mă îngrijorez și m-am gândit că dacă vei continua să te comporți așa, voi începe să te hrănesc ca pe o fetiță cu lingurița și te voi convinge să mănânci pentru mama și tata. După ora ora 14, tatăl ei a cumpărat Natalie un bilet și a zburat spre America, unde urma să-și continue studiile. Chiril a pus la dispoziție un cec pentru a fi încasat. Dar a fost refuzat, s-a dus la altă bancă, i s-a spus același lucru în trei. Și el a fost refuzat și când a spus că va face plângere, i s-a spus să meargă la persoana care i-a scris cecul. Și-a dat seama de acest lucru și s-a dus la Ulda să vadă ce se întâmplă. Îți dai seama că jocurile tale îmi strică o afacere importantă. A început el din pragul ușii când a intrat în biroul lui Vladimir. Aveam o înțelegere, nu-i așa. Nu ne-am înțeles asupra nimic, mai ales asupra acestui lucru. Vladimir a întors monitorul computerului spre el și a văzut-o pe Snezana plimbându-se nervos înainte și înapoi în sala de așteptare, încercând să dea un telefon. Și-a dat seama că telefonul mobil era pe cale să sune, și a decis discret să-l închidă. Da, nici măcar nu trebuie să încerci, poți chiar să-i răspunzi că ți s-a anulat călătoria. Apropo, ca să fiu sincer, ți-am salvat viața, apropo, pentru că iubitele tale urmau să te părăsească. Noi ne iubim și vrem să trăim împreună. Nu mă crezi, dar atunci ia telefonul și răspundei la telefon, apoi o să vezi ce se întâmplă. Kiril nu a înțeles ce voia să spună Vladimir, dar a decis să ia telefonul și să o trimită pe Snezana acasă, spunându-i că îi va explica totul mai târziu. A auzit-o cum a început să țipe și ce i-ai spus, dar deja lăsase telefonul. Apoi s-a uitat din nou la monitor și a văzut-o mergând spre un tânăr care stătea nu departe de ea și de ceea ce i-ați spus. Apoi a arătat cu furie spre telefon, aparent spunând că a fost anulat. Nu cu tine ieșea în oraș, ci cu prietenul ei, cu care se întâlnește de câțiva ani. Deci voiau doar să facă niște bani. Nu știu cum ar fi luat banii de la tine, cel mai probabil ea ți-ar fi pus somnifere în ceai sau ceva de genul ăsta ca să te facă să leșini pentru o vreme, iar când te-ai fi întors, nu ai fi văzut-o pe ea sau banii. Chiril s-a așezat pe spate în scaun și și-a acoperit fața cu mâinile. A stat așa mult timp până când, în sfârșit, și-a revenit. La o asemenea înșelăciune nu se aștepta de la fata lui preferată. Mulțumesc, Vladimir, dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, aș fi fost un cerșetor. Nu te entuziasma, pentru că ești deja un cerșetor. Îți amintești actele pe care le-ai semnat în schimbul cecului. Mi-ai dat firma de bună voie, iar acum e a mea. Când ai văzut banii, ai uitat de ei pentru că lăcomia ți-a jucat feste, așa că acum ești un nimeni și, sincer, mă bucur că ai făcut-o. Dar cum poți, fiul meu este căsătorit cu fiica ta, nu poți face asta. Nu mai mult după prima noapte de nuntă, a doua zi a adus-o pe Natalia și a spus că nu era virgină și că l-am înșelat. Ca să fiu sinceră, îmi venea să vă un cățelușul pe perete, dar m-am abținut, mi-am dat seama că ar fi fost prea ușor pentru el. Un lucru pe care nu l-a realizat este că a primit o soție frumoasă și că ar fi fost un bărbat fericit alături de ea, dar asta e alegerea lui și a făcut-o ca și tine, așa că poți pleca. Chiril a văzut că nu avea rost să mai vorbească. Dacă fiul său nu s-ar fi comportat așa, cel mai probabil nu s-ar fi întâmplat așa ceva, dar ce se întâmplase era ceea ce se întâmplase și nu mai era cale de întoarcere. Și-a dat seama că de la început, Vladimir știa totul, credea că i-a păcălit pe toți și că nimeni nu avea habar de nimic. Natalia se simțea foarte bine în străinătate. Tatăl ei îi cumpărase o casă și nu avea nevoie de nimic. După studii, se ducea acasă și studia. Iar seara, prietenii ei, pe care îi cunoscuse, veneau în vizită și se distrau de minune. Băieții au început să o curteze, spunându-i cât de frumoasă era, dar ea a precizat imediat că inima ei era plină și că nu era loc pentru nimeni. Doar unul singur, singurul prieten care era mereu lângă ea și căruia îi permitea să fie mereu lângă ea. Mihail era minunat pentru ea a înțeles-o și a ajutat-o să se obișnuiască cu noul loc. Vedea că o iubea, dar nu i-a spus niciodată acest lucru. Abia mai târziu avea să-i spună că aștepta ca inima ei să se elibereze de dragostea neîmpărtășită, iar apoi avea să preia controlul. Timpul a trecut, iar Natalia încă nu-l putea uita pe Igor și prima lor noapte de nuntă. Se simțea bine cu el și a văzut că el se simțea bine cu ea, dar ceea ce s-a întâmplat după aceea nu a putut înțelege. Apoi, cu timpul, a decis să înfrunte adevărul și și-a spus că pur și simplu nu o iubea, ci doar a profitat de ea, iar apoi a aruncat-o ca pe un lucru inutil. Bineînțeles că și ai purtase resentimente tatălui ei, dar el făcuse tot ce putuse pentru ea ca să se împace cu ea, iar ea l iertase în timp. Anul școlar se apropia de sfârșit. Natalia era atât de obișnuită să locuiască aici, încât nu voia să se mai întoarcă și-a dat seama că nimeni nu o aștepta acolo și că era mai bine pentru ea să rămână aici. Tatăl ei o suna în fiecare zi și o ruga să-și revină, pentru că își dorea foarte mult ca fiica lui să lucreze și să-l ajute în afacerea lui. Pentru că era deja dificil pentru el singur. Ea îl înțelegea și în același timp, nu voia să plece. În plus, Mihail, văzând că în sfârșit se calmase, a început să o curteze deschis. Iar ea și-a dat seama că asta îi plăcea și că probabil că ar putea să rezolve ceva între ei. În fiecare zi se plimbau cu vechea lui mașină prin oraș, noaptea. Apoi ieșeau din oraș, se așezau pe capota mașinii lui și se uitau la luna imensă, care era atât de mare încât puteai să o atingi. Se simțea bine cu Mihail, în plus, el o simțea perfect, știa când voia să vorbească și când nu. Astăzi erau hotărâți să vorbească, iar Mihail a început primul. Nu voi uita niciodată ziua în care te-am văzut pentru prima dată. Erai atât de tristă, pierdută, dar atât de frumoasă încât m-am îndrăgostit imediat de tine. Mă amintesc că cea mai rea profesoara noastră, doamna Smith, de care ne era mereu frică, a început să ți se adreseze cu numele de fica ei și ne-a cucerit pe toți pentru că tu te-ai dus la bătăuși, noi nu ascultam pe nimeni, iar profesorii noștri se plângeau mereu. A fost un miracol că nu am fost exmatriculată. Deci candidatura mea a târna de un fir de ață. Și apoi ai venit tu, nu au vrut să te porți așa de rău. Am vrut ca și tu să fii atent la mine. Te-au făcut să umbli așa de tristă tot timpul, gândindu-te la ceva. Abia în al doilea an a început să zâmbești, să vorbești cu fetele, iar în al treilea an chiar ai luat parte la farsele noastre inofensive. Atunci mi-am dat seama că te iubeam foarte mult și că nu aveam nevoie de nimeni altcineva în afară de tine. Natalia a zâmbit, își amintea de acea perioadă, era foarte tristă atunci. Timp de un an nu-și găsise un loc și își dorea tot timpul să se întoarcă acasă, dar apoi totul s-a liniștit cumva și chiar a început să-i placă totul. Mă amintesc, de asemenea, că mă uitam la tine și mă gândeam ce faci, de ce îi nebunești pe profesori. Chiar te-ai bucurat când te-au miustrat și te-au trimis la director. În astfel de momente, mi se părea că nu plecasem nicăieri, ci eram în institutul meu și mă uitam la băieții noștri cum inventau din nou ceva. Sunteți la fel de mulți ca și noi. Bineînțeles, nu toți, dar aproape de asta. Și apoi a început să-mi placă clima, orașul, oamenii. Apoi au început să vină prietenii să mă viziteze, și treptat, singurătatea m-a părăsit și a devenit foarte bine. Mă bucur că te-ai acomodat și că nu arăți ca și cum ai venit din altă țară. Chiar te îmbraci ca un localnic, fetele te-au ajutat cu hainele. Da, știi cât de bine m-am împrietenit cu Elena, acum e cea mai bună prietena mea. Apropo, știai că e nebună după el știai că el nu e nebun după prietena ta. Nu, nu știam și știi că tipii ca el nu sunt genul meu. Spune-i să fie atent la prietena mea, cred că vor fi foarte buni împreună. A venit primăvara și Natalia a absolvit cu succes institutul și a primit diploma. Mihai l-a felicitat-o fericit și a spus că o așteaptă o surpriză, doar că trebuie să aștepte până diseară. Tu astăzi te rog, fi singura acasă să spunele prietenilor tăi că ești ocupată, că mâine vei sărbători totul, dar astăzi te rog să mă bucuri. Ei bine, Mihai, poate nu trebuie să-ți spun, pentru că știi foarte bine cât de mult îmi place să vorbesc cu tine. Seara, Mihai l-a venit în vizită și a invitat-o din nou la o plimbare. Ea s-a gândit că probabil nu va fi nicio surpriză, dar nu s-a supărat pentru că deja se simțea bine cu el. Au ajuns la locul lor preferat, apoi Mihai l-a scos o cutie, a deschis-o și a spus Natalie, că să te cu mine. A fost o surpriză pentru ea. Ea a rămas tăcută și nu știa ce să spună. Știu că a ieșit prea repede, fără pregătire, dar te rog să nu-mi spui nimic, ci să te gândești cel puțin până mâine. Mihai, de ce atât de puțin timp crezi că e suficient? Am așteptat prea mult timp, așa că nu mai pot să-ți iau timp până mâine. Mihail a adus-o pe Natalia acasă și a sărutat-o pe obrazul ei la revedere. Mâine seară voi veni să te văd. Sper să-mi dai un răspuns. Natalia s-a dus acasă și s-a privit în oglindă. Și a dat seama că probabil ar trebui să accepte oferta lui Mihail. Se simțea bine în largul ei, dar apoi și-a amintit din nou de Icor. Inima i-a tresărit și a început să împacheteze. Dimineața și-a cumpărat bilete și a zburat acasă la părinții ei. I-a dat inelul prietenei ei și a rugat-o să îl dea lui Mihail. Nu a scris nimic pentru că era clar că acesta era răspunsul ei. Au trecut patru ani, a lucrat la o reprezentanță auto, vânzând mașini, iar seara făcea taxi pentru că banii lipseau mereu. Mama era foarte bolnavă și avea nevoie constant de medicamente. După ce a aflat ce avea de gând să facă tatăl său, a cerut imediat divorțul și apoi s-a dus la spital. A făcut un atac de cort. Am bătrânit foarte mult, nu voia să vadă pe nimeni și nu-și lăsa decât fiul ei lângă ea. După divorț, au vândut casa de la țară și au cumpărat un apartament în oraș. Igor nu știa unde se afla tatăl său și, ca să fiu sincer, nu avea nicio dorință de a comunica cu el. Îl Lura pentru că, așa cum credea el, îl trădase pe el și pe mama sa. Avea de gând să plece cu banii și nu avea de gând să spună nimic nimănui. Nu poți face asta, sunt o familie, sunt străin unul de celălalt. El, bineînțeles, a încercat un timp să stabilească relații cu soția lui, pentru că a văzut că nu va reuși cu fiul său, dar nici Lioșa nu a vrut să-l vadă, și atunci a spus că nu a mai venit niciodată la ea pentru că Lura. Igor a muncit tot timpul pentru că și-a dat seama că mama lui avea nevoie de un tratament bun. Medicamentele nu o ajutau, iar medicii au spus că are nevoie de o schimbare de peisaj, să meargă la mare și să se odihnească acolo. Dar el nu își putea permite nici măcar asta, deși încerca să economisească puțin. Uneori seara, când aștepta un pasager care să-l ducă la un restaurant sau în altă parte, își amintea de Natalia, care încă nu ieșea din cap aflase de la niște cunoștințe că i-a plecase în America și că, probabil, va rămâne acolo. Uneori își dorea atât de mult să o vadă, să o roage să-l ierte pentru ceea ce greșise. Își amintea ce se întâmplase la ei acasă în acea noapte, iar acum era chinuit de faptul că o calumniase și o abandonase. Nu așa trebuia să se comporte un bărbat. Dar nu-și dăduse seama atunci ce făcea. Acum regreta amarnic din ce în ce mai des a început să-și amintească de cuvintele unchiului Vladimir, care i-a spus atunci că își va mușca coatele. Dar el nu înțelesese nimic și abia acum începuse să înțeleagă sensul acestor cuvinte. Orice ar fi făcut, oricât de mult s-ar fi străduit, Natalia nu ieșea din minte. Îl prinsese prin bunătatea și frumusețea ei interioară. Acum nu-i mai păsa de înfățișarea ei. I se părea cea mai frumoasă fată din lume. Numai că acum era departe de ea și nu putea face nimic în privința asta. Uneori se gândea că, dacă s-ar fi întâlnit cu ea și ar fi cerut iertare, oare ea l ar fi iertat? Sau i-ar fi spus cu dispreț să o lase în pace? Deci, probabil că îl întâlnise pe unicul ei și probabil că se căsătorise cu el. Aceste gânduri l-au făcut să se simtă rău de stomac. Ei venea să iasă și să-și smulgă părul din cap. Dar și-a revenit și-a amintit că avea o mamă bolnavă în brațe și a condus din nou la serviciu pentru a zâmbi și a se gândi că cel mai probabil nu va mai fi niciodată fericit. De o săptămână, Natalia lucra alături de tatăl ei. El îi dădea lucruri de făcut, iar ea mergea la bănci să le verifice, apoi îl suna pe tatăl ei și îi spunea ce probleme erau. Îi plăcea foarte mult munca, se simțea foarte bine și își dădea seama că făcuse ceea ce trebuia. Recent a primit un telefon de la Mihail, care a rugat-o să se întoarcă la el, dar ea a spus că nu vrea să-l înșele, pentru că și-a dat seama că îl trata ca pe un prieten, nu ca pe un iubit. Dar eu voi iubi pentru noi doi, vei fi fericită. Dar Natalia nu a fost de acord cu el. Vreau să iubesc și eu pentru mine, numai atunci voi fi fericită. Ea știa că Mihai o înțelege, pentru că o simțea și o înțelegea foarte bine că oricât de mult ar fi iubit-o, ea nu va fi niciodată fericită alături de el. După conversația lor, ea s-a simțit tristă, pentru că și-a dat seama că probabil nu va iubi niciodată pe nimeni. Pentru că ea avea o singură persoană în inima ei. Și acela era Igor. Bineînțeles, și-a dat seama că el era probabil deja căsătorit, că poate avea copii, dar nu și-a întrebat părinții nimic, iar ei nu i-au spus nimic. Într-o zi, la cină, tatăl ei s-a uitat la fiica sa și apoi a spus că era timpul ca ea să-și cumpere o mașină. Vezi tu, fiica mea, uneori am nevoie de un șofer, uneori se întâmplă că trebuie să merg urgent și nu există șofer, este cu tine, și știi că nu-mi place să merg cu taxiul. Îți pun bani pe cart, iar pe telefon adresa salonului și mă duc acolo, zic că îți vor face o consultație bună și te vor ajuta să alegi ce ai nevoie. După aceste cuvinte tatăl meu s-a uitat la soția lui și a făcut cu ochiul. Svelana a zâmbit, apoi s-a întors spre fica ei și a spus și într-adevăr că este foarte convenabil, în plus nu ești un șofer rău, cred că te poți descurca. Mama, zici că de parcă aș refuza să merg mâine și tu tată nu mă aștepți atunci, cel mai probabil voi fi abia după amiază, dar promit să mă revanșez pentru tot, dar ce timp voi pierde? Cred că mâine -ți voi da liber. Mi se pare că după ce cumperi o mașină, trebuie să faci un test drive, să te obișnuiești cu mașina. Să te plimbi prin oraș, să te obișnuiești cu traficul, pentru că îți dai seama că una este să conduci cu un șofer, dar să te așezi singur la volan este altceva. Natalia și-a dat seama că tatăl ei avea dreptate, așa că nu s-a certat cu el. Mamă, poate poți veni cu mine, e mai distractiv împreună. Mâine nu pot, am multe lucruri de făcut în plus, vor veni clienții și va trebui să vorbesc cu ei, așa că tu ești fata. Ești adultă, te vei descurca, dacă e ceva, sună-mă pe mine sau pe tata și te vom sfătui dacă ai dubii. Igor, ca de obicei, a ajuns la salon și a așteptat un client. Din fericire, partenera lui era bolnavă și astăzi erau singuri cu directorul. Curând, directorul a coborât la el și a stat la ușă ca un butuc s-a întâmplat ceva, Andrei Nicolaevici. Nu știu încă, am fost informat că avem un oaspete important care vine aici. Sper că este adevărat. Avem nevoie urgentă de vânzări, altfel vom face foarte puțin bani luna aceasta. Apropo, vine o tânără fată, așa că folosește-ți tot farmecul și încearcă să-i faci rost de cea mai scumpă mașină. Credeți că această tânără domnișoară, limita nu este limitată. A trecut o oră, dar nu s-a întâmplat nimic. Igor a început să se plimbe de-a lungul rândurilor unde se aflau mașinile și s-a uitat dacă totul era în ordine. Stătea doar cu spatele la ușă și nu a văzut o tânără frumoasă intrând în salon. Abia mai târziu și-a dat seama că intrase cineva. Când directorul a spus: Ne bucurăm să vă vedem, dacă nu mă înșel, sunteți dumneavoastră! Natalia Smirnova. Igor a tresărit când a auzit acest nume. S-a dat și el înapoi, temându-se să se întoarcă. Apoi, când Andrei Nicolaevici l-a chemat, s-a întors pe picioarele de bumbac și a întâlnit ochii femeii la care visase în toți acești ani. A oftat că ce o asemenea frumusețe nu mai văzuse în viața lui. Natalia avea o siluetă superbă și un chip atât de frumos încât îi era imposibil să-și ia ochii de la el a văzut că și ea l-a recunoscut, pentru că s-a făcut palidă și s-a clătinat. S-a speriat chiar și pentru că a crezut că o să leșine. Probabil că așa a crezut și regizorul, pentru că a luat-o sub braț și a condus-o spre canapea. Nu vă simțiți bine, să chemăm o ambulanță. Natalia a clătinat din cap și s-a uitat din nou la Igor. Apoi s-a întors spre director, i-a mulțumit și i-a spus că avea doar tensiunea scăzută și că i s-a întâmplat și ei dacă ați putea să-mi faceți o cafea, vă rog, și mă voi simți imediat mai bine. Bine, o aduc imediat, iar tu uită-te la ea, te rog, și dacă se întâmplă ceva, cheamă imediat o ambulanță. Când a plecat, s-au privit unul pe altul în tăcere. Dar apoi Natalia s-a întors. Lui Igor s-a făcut rău, voia să se holbeze în ochii aceea, și mai voia să o ia în brațe și să nu-i mai dea drumul niciodată. Unul, Natalia, și-a revenit, s-a ridicat de pe canapia și a spus: Am nevoie de o mașină, mă poți sfătui cu ceva. Igor stătea acolo fără să se miște pentru că nu-și putea lua ochii de la ea. Trebuie să repet întrebarea mea, am puțin timp la dispoziție, iar dacă nu sunteți în stare să lucrați, atunci mă voi duce la un alt salon. De la aceste cuvinte, lui Igor i s-a făcut neplăcut din cauza mirosului ei rece și și-a dat seama că merita o asemenea atitudine nu a dat aparența și a început să-i povestească despre mașini, iar el a ascultat și s-a uitat în jur. În curând a fost aleasă mașina și au mers să facă actele. El voia să vorbească cu ea, dar ea făcea totul pentru a evita să rămână singură cu el. Apoi s-a urcat în mașină și a plecat. Natalia a condus un bloc și apoi s-a oprit pentru că nu mai putea merge mai departe. Îi tremurau mâinile și inima îi sărea din piept a văzut cum se uita la ea. La început, inima ei a țipat de bucurie. Apoi și-a pus din nou masca de răceală, ca atunci când a venit spre el în rochie albă. Adevărat, nu era vorba de desgust, firește, pentru că acum arăta foarte bine. Cel mai probabil, eu sunt cea proastă, iar lui nu-i mai pasă de mine la fel de mult ca înainte și nici acum nu-i mai pasă de mine, Așa că, Natalia, adună-te, scoate le pe Igor ăsta din cap și continuă-ți viața. Dacă nu merge, voi lăsa totul baltă și mă voi întoarce în America și mă voi căsători cu Mihail și îl voi iubi, pentru că este cel mai frumos tip de pe pământ. Iar pe acest ciudat trebuie să-l uit și să nu mă mai gândesc niciodată la el. S-a simțit ușurată și a plecat mai departe. Era bucuroasă că tatăl ei îi dăduse o zi liberă. S-a plimbat cu mașina prin oraș, apoi a ajuns la o cafenea și a decis să bea o cafea și să mănânce ceva. Era hotărâtă să nu-și mai amintească de iCor, să închide acea pagină pentru totdeauna. La urma urmei, de fapt, el o jignise, iar ea nu numai că l iertase, dar se și gândise la el în toți acești ani. El nu o merita, și de aceea trebuie să-și facă alte cunoștințe, să întâlnească bărbați și să-și aranjeze viața personală la cuvântul alt bărbat Natalia a tresărit și toate gândurile ei s-au întors la Igor. După plecarea Nataliei Igor nu-și mai găsea un loc pentru el. Se gândea tot timpul la ea și și-a dat seama că se îndrăgostise și mai mult de ea. Da, atât de mult încât până și dinții îi scrâșneau de neputință. Andrei Nikolaevici a văzut că ceva nu era în regulă cu Igor și s-a hotărât să-l întrebe dacă este bolnav. Nu totul este bine, mă gândesc doar că fata asta pare să aibă un soț foarte bogat, dacă își cumpără mașini atât de scumpe. Din câte știu eu, nu este căsătorită, se spune, a fost acum vreo patru ani, dar apoi a divorțat. Smirnov a mușamalizat repede subiectul și nimeni nu mai știe nimic despre asta. Deci se scrie des despre el în ziare, este un om bogat și asta spune totul sincer să fiu, am crezut că un răsfățat va veni aici și va face o stăpână a locului. Știți cum e, dar m-a surprins cu o persoană atât de modestă, politicoasă și bine educată. Igor a tăcut, dacă regizorul ar fi știut cu cine s-a căsătorit fata, nu i-ar fi venit să creadă. Și dacă ar ști, probabil că s-ar răsuci la tâmplă și l-ar face idiot, pentru că o astfel de fată nu putea pierde decât un bărbat care avea capul complet col. Natalia a ajuns acasă și s-a uitat surprinsă la tatăl ei, care stătea în camera lui, aparent așteptând-o. Cum a fost călătoria? Ți-ai cumpărat o mașină? Da, tati, mulțumesc, acum voi merge singură și tu vei avea mereu un șofer cu tine. Ești obosită sau ai pățit ceva? Mi se pare că ești cam palidă. Sunt bine, tată, sunt doar obosită, știi, e cam greu când nu ești obișnuit să conduci. Mă duc în camera mea să fac un duș și să mă simt mai bine, apoi cobor în camera ta. Bine, fiica mea, nu te grăbi și odihnește-te, eu trebuie să lucrez puțin, iar apoi, când vine mama, vom lua cine împreună. Minunat, atunci voi pleca. Vladimir și-a privit fiica și a zâmbit. Totul se întâmplase exact așa cum sperase el. Știa că fiica lui încă îl iubea pe Icor, iar el, aparent, nu putea să o uite pe Natalia, pentru că trecuse atât de mult timp, iar el nu avusese niciodată o relație serioasă. Dar acum era timpul ca ei să fie împreună, să nu mai fugă unul de celălalt. Nu mai era supărat pe Igor, pentru că văzuse că se îndrăgostise de fica lui încă de la început, deși el însuși nu-și dăduse seama de asta. Dar acum era destulă suferință, pentru că cei doi erau făcuți unul pentru celălalt. Natalia călătorise toată ziua cu afacerile tatălui ei și era pe punctul de a pleca acasă, când acesta a sunat-o și a spus că o așteaptă în biroul său. Ea s-a gândit că probabil ceva nu era în regulă și s-a grăbit la biroul tatălui ei. În bancă era deja liniște, angajații se dispersaseră cu toții și în încăpere se aflau doar agenții de pază. A mers la biroul tatălui ei, a deschis ușa și l-a văzut pe Igor. S-a făcut palidă, și apoi s-a uitat la tatăl ei. Acesta s-a ridicat de pe scaun și a spus: Am vorbit, acum vorbește tu, eu am de dat un telefon. Natalia s-a întors spre Igor și l-a întrebat: Ce mai vrei de la mine? Se pare că nu ar trebui să ai nicio plângere în legătură cu mine. Am nevoie de un singur lucru: să te căsătorești din nou cu mine. După aceste cuvinte, el s-a apropiat de ea și a îmbrățișat-o. Natalia și-a dat seama că nu mai avea nevoie de nimic altceva, pentru că în sfârșit era fericită.